Pentru mine asta este roșia perfectă. Așa ar trebui să arate o roșie perfectă. Chiar dacă are acest punct pistilar un pic mai mare, care cineva care ar fi așa mai pricinos ar veni și ar zice, păi aici e o problemă și nu-mi place roșia. Nu, dar e natural, că așa e. Exact, este un semn al naturalului. Pentru mine asta este garanția că e în regulă. Exact. Că e o roșie normală, naturală. Dacă o tăiem pe aceasta... Oleu, îmi plouă în gură. E foarte bună. Ar trebui să existe mai multă roșie produsă în România și care are un gust mult, mult superior față de ceea ce este adusă din afară. Roșia românească nu arată așa perfect rotundă, fără nicio pată, nicio zgârietură. Roșia românească este făcută pe sol, este muncită, nu este crescută artificial și atunci nu poate să fie perfectă. Într-o seară de la marginea comunei Luica, în județul Călăraș, Lucian Dor își inspectează cultura de tomate. Pasiunea lui, afacerea lui și de numai câțiva ani, noua lui viață și carieră. Lucram în domeniul IT, eram project manager și mă ocupam de diverse proiecte implementate în România sau în afară. Câștigai bine? Da, da, eram mulțumit. În 2014-2015 am cotit brusc. Am zis, hai să încercăm să facem, dacă tot avem posibilitatea aceasta, să facem o seră. Din punctul meu de vedere, eu ceea ce fac aici îl privesc ca pe un business. Poți să ai pasiune pe 1000 de metri, pe 2000 de metri, deja la 6000 de metri sau la mai mult, nu mai este pasiune, este deja un business. Pentru că pe lângă responsabilitatea culturii și a livrărilor, mai e și responsabilitatea oamenilor. Eu nu lucrez cu zilier, toți oamenii sunt angajați. Am 8 angajați. 8 angajați cu care lucrez tot anul și în momentele de vârf, mai au 2, maxim 3 zile. Sunt angajați cu, se spune înainte, cu carte de muncă, cu toate taxele plătite la zi, legal. Totul este legal. Dar cei 8 angajați cu care lucrezi, câți dintre ei i-ai de mai mult timp? 6 din ei i-am de la început. Adică de? Din 2015. Asta înseamnă că sunt mulțumiți. Sper. De la început lucrez cu Mega Image. Dumnealor, încă de la început, au venit cu un concept unic în piață. Au venit cu knowledge, cu know-how. Au adus inginer horticol care vine săptămânal sau în momentul în care ai o problemă. De exemplu, a fost astăzi înainte să veniți voi. Mi se pare ceva ciudat și nu-mi dau seama la plantă, îi trimit o poză, îmi spune imediat. Dacă lui se pare ceva ciudat, vine imediat aici. Dacă merge în vizită în alte ferme și descoperă că acolo sunt diverse probleme, primim avertizări, vezi că e posibil să ajungă și la tine problema respectivă. Lucrul ăsta mie mi-a fost de foarte mare ajutor. Faptul că Mega a venit și a oferit de la început, fără costuri, fără absolut nimic, un inginer care venea și vine tot timpul aici, a fost de bun augur. Există mii de soiuri de tomate, dar nu toate pot fi cultivate în regim comercial. Pentru asta, o roșie trebuie să aibă anumite caracteristici. Printre altele, planta să fie productivă, roșiile să poată fi transportate ușor, să poată sta la raft în condiții obișnuite și, desigur, să aibă gust bun și un aspect frumos. Cum trebuie să fie o roșie ca să fie toată lumea mulțumită? Ce avem noi aici... este un hibrid numit Zadorella. S-a ajuns la hibridul ăsta după foarte multe teste. Teste făcute inclusiv cu clienți Mega Image care au venit și au degustat. S-a ales acest hibrid datorită gustului apropiat de ceea ce știam odinioară și datorită rezistenței care o are la raft, pe timp de vară. Eu cum aș putea să-mi dau seama, client fiind, dacă o roșie a fost pompată cu chimicale sau nu? De ce puteți fi siguri este că, de exemplu, la Mega Image se fac analize lunar aleator la livrările care le facem
fără să știm, se aleg fructe, merg la laborator și se fac analize pe fructele respective. Și dacă cumva există o problemă, acel furnizor are sistate următoarele livrări până când analizele ies cum trebuie. Ca orice alt legumicultor, și Lucian Dor duce un război înverșunat cu dăunătorii, doar că războiul lui este mai degrabă neconvențional. El nu folosește arme chimice, ci naturale. Introduce în cultură anumiți gândăcei, păienjeni sau viespi, care sunt dușmanii naturali ai dăunătorilor. Folosesc un proces relativ nou la noi în țară, dar vechi în afară, și anume combaterea biologică. Combaterea biologică se referă la a distruge dăunătorii respectivi, specifici în cazul nostru tomatelor, cu alte insecte. Cu un prădător. Ideea a venit de la inginerul cu care lucrăm din partea Mega Image. Mi-a pus această întrebare dacă vreau să lucrez cu prădători. Și cum se întâmplă? Vine cutiuța de... Sun la Mega Image și în decurs de o săptămână îmi sunt livrați câteva cutiuțe mici. Aici intră 5 cutiuțe de prădători. Sunt 50 de bucăți într-o cutiuță de... Și din loc în loc ei sunt presărați așa pe frunze. Și funcționează? Da. Nu, serios. Deci foarte că... serios. Fără... Cel mai simplu, ne uităm la plante, nu are nici cea mai mică problemă. Nu e singura metodă biologică pe care a adoptat-o Lucian în cultivarea roșilor lui. El mai are niște mici angajați foarte harnici și foarte eficienți, care au înlocuit complet partea de polenizare manuală a florilor de tomate. Folosim bondari pentru polenizare și asta ne scutește de partea de chimizare foarte mult. Când am descoperit această tehnică, am zis, wow, inițial am fost extrem de refractar, ca să zic așa. Inginerul de la Mega Image vreo 2 ani de zile m-a bătut la cap. Hai să folosești bondari, eu nu și nu că ce sunt ăia. Cine ți aduce bondarii? Bondarii îi comand la Mega Image. Bondarii nu fug? Bondarul, dacă găsește polen, nu fuge. Nu pleacă bondarul de la tomaterie? Nu. Câștigi mai bine acum ca înainte, când era etist? Nu. Nu? Nu, dar am o satisfacție mai mare. Hai, mai dă-mi o bucățică. Serios că e bună. Are și fermitate, are și dulceață. E și zemoasă. E și ușor acrișoară, e parfumată. Poți să faci o salată, exact, și să o mănânci fără nicio problemă, doar cu o bucată de brânză lângă. Așa e. Două tipuri de brânză. O brânză telemea mai tare și una proaspătă, puțin mai fragedă. O telemea așa mai veche de oaie, aia ar fi excelentă. Așa, așa. Da.